Fiind prima ședință de pe anul acesta, țin să urez tuturor cetățenilor Comunei Sânduleni un călduros la mulți ani, un 2018 plin de realizări. În conformitate cu dispoziția primarului Comunei numărul 12 din 26.1.2018, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 31.1.2018, orele 16, la sediul primăriei Comunei Sânduleni, în sala de Consiliu. Fiind prezenți 13 consilieri din 13, ședința este legal constituită și putem da drumul. Referitor la procesul verbal al ședinței anterioare, dacă sunt întrebări, atunci supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Ca invitați avem televiziunea exclusiv TV. Dăm citire ordine de zi. Ordinea de zi este următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2018-2019, inițiator primarul comunii. Proiect de hotărâre 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS, pentru anul 2018, inițiator primarul comunii. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții a aparatului de specialitate a primarului Comunei Sânduleni, județul Bacău, inițiator primarul comunii. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al primarului Comunei Sânduleni pentru anul 2018, inițiator primarul comunii. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sânduleni și a Consiliului Local Sânduleni pentru anul 2018, inițiator primarul comunii. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, inițiator primarul comunii. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Sânduleni, județul Bacău, în cursul anului 2018, inițiator primarul comunii. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea planului local de acțiune Romii 2018, inițiator primarul comunii. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu sunt eligibile din PNDL pentru obiectivul de investiție, înființarea rețea canalizare și stație epurare ape uzate, menajere în Comuna Sânduleni, județul Bacău, inițiator primarul comunii. 10 diverse. Supunem la întrebări de la ordinea de zi. Supunem la vot. Cine este de acord? Împotrivă? Abține? Unanimitate. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2018-2019. Inițiator primarul comunii. În primul rând, bună ziua și chiar sunt foarte mulțumit de modul cum ați prezentat domnul Marian Lungu începutul acestei ședințe și aș vrea ca toți domnii consilieri să prezinte în acest mod exact cum a prezentat domnul Lungu. Primul punct pe ordinea de zi este aprobarea rețelei școlare. Avem un avez de la inspectoratul școlar, rețea școlară însemnând unitățile școlare care funcționează pe raza Comunei Sânduleni. Adică unitatea școlară cu personalitate juridică, cât și unitățile sub structuri ale unității cu personalitate juridică.
Unitatea cu personalitate juridică este școala generală gimnazială numărul 1 Sandureni, iar substructurile sunt 4 substructuri, respectiv școala primară numărul 2 Verșești, grădința cu program numărul 1 Sandureni, școala gimnazială numărul 1 Verșești și școala gimnazială Sat Comar. Având avizul de la inspectoratul școlar, supun spre aprobare această rețea școlară, având avizul conform al inspectoratului școlar. Întrebări? Eu aș face o observație. Cred că era bine dacă era invitat și directorul școlii. Noi mereu discutăm despre școală, dar fără reprezentanță școlii. Propunerea de aprobare a rețelei școlare de avizare este transmisă de unitate școlară, nu de primăria Sandureni. Deci propunerea de avizare a rețelei școlare nu face primăria Sandureni. O face unitatea școlară prin direct. Păi, tocmai de asta am zis că era bine să fie și directorul școlii. Măcar pentru viitor. A, pentru viitor, da, dar acum, da, puteam să-l invităm. Dacă îmi spuneați înainte, îl invitam. Dar propunere de rețea școlară nu face. Ne ai nimic de dreptate. Desfințarea unității școlare nu face unitatea școlară sau inspectoratul școlar. Desfințarea unei unități școlare nu o face decât Consiliul Local. Aprobarea Consiliului Local. Dacă țineți minte, când s-a desfințat școala gimnazială, școala primară Stufu, Consiliul Local a aprobat desfințarea acelei unități școlare. Inspectoratul nu și-a asumat răspunderea de desfințarea acelei unități școlare decât după aprobarea Consiliului Local. Conform legii 215, unitățile școlare sunt aprobate de către Consiliul Local. Alte întrebări? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Doi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS, pentru anul 2018, inițiator primarul comunei. Asociația de Dezvoltare de Intercomunitară de Salubrizare, avem o cotizație de 2000 de lei pe an. Această cotizație a fost aprobată în anul 2010, iar pe bună dreptate, cred, pe bună dreptate, ei vin creșterea acestei cotizații de la 2000, domnul secretar, la 6000 de lei. Având în vedere că și salariul minim pe economie a crescut de la 6700 la 19000. Deci reprezintă cam o creștere de 3 ori. 7.321, 2.036.000. Dumneavoastră aprobați sau nu aprobați această cotizație către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare. Această cotizație este, valoarea acestei cotizații este aprobată în ședință Haga. Dumneavoastră rămâne la atitudinea dumneavoastră de aprobare sau neaprobare acestei cotizații. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. 5.000. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Sandureni, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. În fiecare an se transmite, dacă avem o anumită modificare în statut de funcție, de încadrare, de posturi, se transmite o adresă către Agenția Națională a Funcționarilor Publice și se primește un aviz conform sau neconform. Avem un aviz conform pe propunerile făcute, iar acum trebuie să aprobăm modificarea organigramei pe baza avizului conform de la NFP și a statului de funcții conform organigramei. Adică statul de funcții sunt sume alocate pentru fiecare funcție, iar organigramul schema respectivă pe fiecare compartiment. Aici ce modificări, puteți să mă întrebați, ce modificări s-au transmis către ANFP, ce modificări au rămas, ce modificări au fost păstrate ANFP, astfel încât să aveți la cunoștință toate aceste modificări.
Adică una dintre motivele, domnul secretar, dumneavoastră știți mai bine că a studiat mai mult, postul de jurist de la debutant sau consilier 2 a fost trecut la consilier superior 1. Da? S-a mai înființat un post de stare civilă, a doua mutantală. Da? Și unul pe compartimentul agricol, înființarea unui post. Deci trei posturi înființate, două posturi înființate și două modificate. Cum cadrarea numărul de posturi? Cum cadrarea numărul de posturi, respectiv 33, maximum 33, dar în același timp și cu încadrarea cheltuielor bugetare pe anul 2018. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al primarului Comunei Sânduleni pentru anul 2018. Inițiator, primarul Comunei. În situația când unul dintre aceste posturi care sunt aprobate prin organigramă și este bugetat în statul de funcție și trebuie scos la concurs, nu se poate scoate la concurs decât în situația când avem acest plan de ocupare a funcțiilor publice aprobat în Consiliul Local. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sânduleni și a Consiliului Local Sânduleni pentru anul 2018. Inițiator, primarul Comunei. Conform legii 153 cu modificările respective, se precizează cuantumul brut al salariilor de bază, indemnizațiilor, premiilor lunare, se vor majora cu 25% față de salariul brut avut în plată la data de 31 decembrie. Asta înseamnă că dacă dumneavoastră aveați un salariu, să zicem, de 19 milioane, din care vă plăteați contribuțiile angajatului, adică are dumneavoastră ca și angajat, statul mai plătea o valoare de 30-31% reprezint contribuțiile angajatorului. Deci salariul dumneavoastră, cuantumul brut al salariului, nu erau de 19 milioane, era de 23 de milioane. Acum, de la 19 milioane, având în vedere că impozitul pe profit a scăzut de la 16% la 10%, contribuțiile de la sănătate, cele două contribuții de la 26,3% la 25%, acei 25% acoperă ca și valoare contribuțiile angajatorului. Mai mult de atât, este și o mărire de salariu net pe care fiecare angajat are în parte. Conform articolul 38, cuantumul brut cu 25%. Dar, cu excepție de la articolul 1, de la 153, spune că salariile de bază se măresc cu 25%, adică Consiliul Local aprobă acele salarii de bază. Salariul de bază înseamnă că în acel salariu din grijă îi se adaugă gradația, adică vechimea. Mai simplu, salariul pe care avea un om, pe care am aprobat în iulie 2016, se mărește doar cu 25%. Întrebări? Deci salariatul rămâne cu aceeași sumă mai mare. Mai mare, cu un milion. Deci nu poate să ia mai puțin. Nu ia mai, deci nu ia mai puțin. Nu. Iar cei care sunt sub minimum, li se face minimum. Și așa. Aduceți ca și exemplu, foile alea mari care ați făcut. Da, nu intrați în lume. Deci e simplu, și că omul nu pierde la... Nu pierde niciun om, adică și achit câștigă 8-9 contribuții, 19 milioane. Da? Și mai câștigă? Cei cu deduceri personale. Având în vedere că deducerea personală era de 300, acum s-a ridicat la 510, adică pentru o persoană era 300 înainte, acum e 510. Adică cele 2 milioane nu mai sunt impozabile.
Dau un exemplu, cea mai mare mărire de salariu pe toată primăria o are cu 10 ori mai mult în comparație cu ceilalți, Gabi Stan, având în vedere că are două persoane la deducere și înainte avea 450, acum are 560, adică milionul ăla nu mai este impozabil, venind, reprezentând 16 lei care i-a în plus. Alte întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, inițiator primarul comunei. Aceeași situație ca la DIS, numai că ADIB-ul nu a mărit acea cotizație, ADIS-ul a mărit de la 2.000 la 6.000, ADIB-ul rămâne cu aceeași cotizație 1.000. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Sândulen, județul Bacău, în cursul anului 2018. Inițiator primarul comun. În fiecare an știți că suplimentăm aceste posturi. În situația când o persoană se va prezenta cu un certificat de handicap grad 1 cu asistent personal, el are de ales între asistent personal sau indemnizație. În moment, în situația când are cine să aibă grijă de el sau este pensionar sau... Da? Vor indemnizați în situații, în celelalte situații, asistenți personal, cu toate că este mai avantajos asistenți personal, că e o sumă puțin mai mare. De la 16 posturi, propun 18 posturi, în situația că dacă se va întâmpla o problemă în genul acesta, să-i putem angaja. Adică toate sumele bugetate sunt de la stat. Adică e un păcat ca să nu angajezi o persoană astfel încât să beneficiezi și să n-ai postul. Au mai fost situații că nu aveam postul și 3 luni de zile, 4 luni de zile, jumătate de an era pe indemnizație și cum o treceam pe asistent personal. Întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. 8. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea planului local de acțiune Romii 2018. Inițiator primarul comun. Aici domnul secretar s-a ocupat. Nu știu. S-a ființat o comisie la nivel, dar cu toate că noi nu aveam un... Dar este hotărât de guvern. Este hotărât. Nu aveau lum. Nu aveam nici țigan de care. Și am ființat și noi o comisie... Poate să apară. O comisie formată din președintele Radu Neru, domnul director a unității școlare, că la el se duc copiii, domnul Simon, șeful de post, domnul Ardeleanu mediator, Checheliță Vasica și consilierul local, pentru că el îi cunoaște pe țigani, și Checheliță Vasica. Și eu se gândeam. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Nu. Când oameni. Somacare. Întrebări. Rom scrie. La cetățenie. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu sunt eligibile din PNDL pentru obiectul de investiție, pentru obiectivul de investiție, înființare, rețea canalizare și stație epurare a ape uzate
Menajere în Comuna Sâmbâlâni, județul Bacău. Inițiator primarul comunei. Am primit o adresă de la Mederea Fei. Mâine să mă prezint, sau în cel mai scurt timp, să mă prezint să semnez contracte de finanțare pe canalizare și pe grădiniță. Pe grădiniță ni s-a solicitat acele modificări. Știți că am avut o consiliu de local pe cheltuieli neeligibile. Pe canalizare, situația, știți că canalizarea a fost depusă atât pe sub măsura 7.2, dezvoltarea infrastructurii pe scară mică, dar în același timp și pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Statul finanțează această investiție, rețea de canalizare, cu 84 de miliarde, nu știu, 85 de miliarde, 85 de miliarde. Dar valoarea este de 91 de miliarde. 91 de miliarde aproximativ. Adică, noi trebuie să dăm o hotărâre de consiliu local pentru diferența de 6 miliarde. Toate că... Tot, dacă ți-a luat? La 85 de miliarde, dai o tărâre de consiliu local de 6 miliarde. Diferența o faci după aceea, cam un alt bine. Ei nu finanțează decât două articole. Acolo. Capitolul 4, totalitate, care se reprezintă lucrări, capitolul 4, capitolul 5, organizări de șatel, nu lucrări conexe, organizări de șatel, plus cheltuieli diverse și neprevăzute. Celelalte nu le finanțează, plus proiectare. Restul, SF-ul, amenajarea teritoriului, utilitățile, nu le finanțează. Și atunci ei spun, dom'le, noi venim cu capitolul 4, respectiv, toate lucrările de la capitolul 4, 1, 4, 2, 4, 6, plus 5, 1, 5, 1, 5, 2, nu, plus proiectare. 3 cu 5, parcă. Îi dă 90%? Păi nu știu, 10%? Da, dar nu o să ajungă. Pentru că e o sumă pe amenajarea teritoriului de 1.600.000 pe care noi nu-i cheltuim. Dar este devizul general. Tu trebuie să aprobi acea cheltuială, dar nu faci nicio amenajare de teritoriu. Doar în situația când, să zicem, în spate faci niște ziduri. Faci niște ziduri și atunci folosești banii aia pentru amenajarea teritoriului, banii de acolo. Nu e caz. Decât devierea apei. E o situație de deviere. E că vine direct pe terenul fără și trebuie deviat. Dar avem două modalități. Ori pe partea aia, ori pe aici, lângă Miluță. Devierea apei. Ori în stânga, ori în dreapta. Da. A, pentru grădiniță. Pentru grădiniță. Da, da. Ce-o mai bine? Dacă faci, o dirijezi prin șanțuri laterale, n-ai cum să-i faci. Da, poate. Să faci captare jos. Da, faci o captare și din captarea aia se deviază nimăitul. Alte întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. 10. Diverse. Acum, înscrieri la cuvânt. Domnul. Mare. 2. 3 pătruși. Altcineva? Domnul Mare. Domn primar, aș tot mă întreabă oamenii din sat cu în legătură cu ajutorul social. Aș putea să intru și într-o posesie unui tabel cu cei care sunt trebuiți la ajutor social? Da. Din comă. Ok. Mai trebuie cu viața din comă, nu? Domnul, îi cunosc oamenii din comă. Tu din vezi și ăștia ăla din, mă rog, din Sândurin sau... Uite, te rog la doamna să dea tabelul meu. Și a doua problemă, din septembrie n-am mai vorbit cu refugiul ăla. A zis că dumneavoastră nu aveți timp să vă ocupați de el. Eu m-am luat angajamentul că vă ajut, dar nu am primit hârtiile care să... Să mă știți că a fost în... În luna ianuarie, pe 12 ianuarie, a fost un accident chiar acolo. Nu știu. Da. Nu știu. Sărit din peisaj, nu? A sărit din peisaj, dar și local nou. Da. Da, pe treaba. Într-o atacă, da. Nu pe care. Da, eu știu că puteam să verificarea doamna contabilă, pusesem și chiar vorbisem cu domnul Ștefănescu să ne încheie un contract pe
o situație de lucrări unde de aceea, cu toate lucrările propuse, dar a venit mutea de contul ăsta pe la mine aici două luni de zile. M-au îmbolnăvit. N-am mai avut timp. Ce să zic? Și m-a ajutat ca să-mi dați documentele, să mă ocup de el sau? Da, cum să nu. Dar în primul moment trebuie făcut DTAC-ul, documentația tehnică și sumele aferente pentru DTAC. Nu pentru DTAC, la întreținere de toate sumele astea. Deci te-ai făcut un DTAC, pe care îi face domnul Ștefănescu sau orice proiectant, da? Și pe urmă, acele sume de la întreținere drumului. Dar, deci, ne trebuie de DTAC-ul. Uitați că am și venit în fața dumneavoastră cu un proces de evaluare la Curtea de Câmpuri, care spune, nu poți să mai dai niciun reu dacă nu ai niște situații de lucrări, niște liste de cantități, dacă n-ai un DTAC, dacă n-ai autorizație. Pe întreținere merge, dar și în situația aia trebuie să ai DTAC cu liste de cantități, fără autorizație de construcție. Întreținere drumului. Și asta cam cât a durat ca să intrăm în posesia lui? Păi să facem bugetul și până să fac achiziția pe DTAC, durează. În mai, să zic. Hai să rămână mai, dar măcar mai să intru în posesia lui. În posesia... Documentelor ca să ne apucăm acolo de treabă. Că trebuie aprobări, trebuie, nu e chiar așa ușor. Nu trebuie aprobări. Ei, nu trebuie și de la Consiliul, dacă intrăm acolo 2 metri, de la drumul național, trebuie să vină cu indicatoarele să ne ajute acolo la dirijația clasică, sunt două curbe periculoase acolo. S-a discutat. Mi s-a spus că în ziua respectivă, când... Știu, dar și eu vorbit cu ei. Da, și-o zic că ajută, dar numai... Dar trebuie să am, totuși, Doamne fere, dacă se întâmplă un accident, ne ia la 3 parași și apoi ne arătăm documentul. Anunțăm. Știu, eu am vorbit cu ei deja, dar au zis, ne trebuie aia când ne grupeau. Da? Păi când avem sumele de bani bugetate și DTAC-ul, suntem în cerere. Da. Și atunci pentru tabelul cu ajutorul social, mâine aș putea să vin, În orice zi ne-ai ieșit. Mâine dimineață la jumate sunt aici, că după aia merg la bani. Bine, domnule. Mulțumesc. Oricine are acces la acele tabele. În legătură cu iluminatul public, mă refer în special la DN și la DJ-ul care vine de la Pisaca la centru. Nu știu, având în vedere accidentele care au fost în ultimul timp, eu am o părere că e cam slab iluminatul. Circulând și prin alte localități, pe timp de noapte, se vede o diferență între localitățile iluminate bine și cele care sunt mai slab iluminate. De aceea aș propune să schimbăm lămpile, eventual să punem lămpi LED, nu știu, o soluție, căutate o soluție de către un specialist pentru eficientizarea iluminatului. Și accidentul ăla, ce s-a întâmplat? Dar chiar acum s-au luat măsuri, sau ce becuri am cumpărat? Am cumpărat niște metri de o capacitate de flux luminos mult mai mare. De exemplu, am cumpărat acum de 150 de W. Eu văd prin celelalte localități că lămpile LED au o eficiență foarte bună. Pănește și consumul, chiar dacă sunt mai scumpe la achiziție, își amortizează prețul de achiziție prin consum. Părerea mea. Acum nu știu, trebuie calculat ca durată de lucru. Știți că lămpile au și ele o durată de lucru și... Sincer, mi-am pus în programul de achiziționare de lămpi. Mi-am pus în programul de achiziție. Într-adevăr, ele sunt, sau știu eu, trecut pe o parte a străzii, acum sunt și în zigzag și poate mai slabe. Vreau să spun ceva, unde am citit și eu la televizor. Când moare un cetățean și dumneavoastră, când auzim de un accident, toți, de cam doare sufletul și inima. Dar făcându-o statică, citind statistica, vedeți că cele mai multe accidente în Europa sunt la noi, în România. De ce sunt atât de multe accidente? Este de vină mortul? Niciodată nu este vină. Suntem, în majoritatea cazurilor, suntem ca noi, de vină noi șoferi. Majoritatea. Și asta nu știu cu cine discutam. Mă, dacă te prinde piatra voran, să-mi ia canetul pentru toată viața. Nu pot să ucid un sau droguri. Poftim? Sau droguri. Nu ăștia cu droguri da. Care... Adică, așa până la urmă, viața unui om este prioritară. Dar tu, ca și șofer, fă ceva.
Este important să schimbăm becurile, dar tu ca și șofer, ce faci? Dacă suntem pe locul întâi în Europa la accidente, adică registrația rutieră în România, cred că lasă de dorit. Adică pe băutură, vreau să zic. Doamne ferește, s-a întâmplat, suntem toți șoferi, iese cineva în față, Doamne ferește, nu se întâmplă. Dar dacă te urcam, beata boran, eu cred că ar trebui să fie mai înăspite puțin regile astea cu privire la consumul de alcool. Eu cunosc, nu vreau să spun nimic, cunosc tineri și oameni mai în vârstă care se urcă la volan cu băutură. Asta e de altă natură. Eu din prisma de șofer văd, mi se întâmplă să merg noaptea și să conduc mașina noaptea și să mă orbească o altă mașină din față. Și nu mai vezi nimic. În cazul în care în localitate este iluminatul bun, observ pietonul, când nu e iluminatul bun, e cam așa la întâmplare. Asta mi se întâmplă mie. Acum nu știu, dumneavoastră... Este un punct de vedere. Este un punct de vedere și vă dau dreptate. Dar gândiți-vă la fetița asta de la Nicheregiu. Da? E iluminat bun la ala. Și totuși? Cine a fost de vină? Nu tot șoferul. Și iluminat. Bine, mai sunt și drumurile nesemnalizate. Doamne, dar nu văd acolo pe deșteptare. Vă dați seama ce prostie a scris cei de la deșteptare, pe care eu nu pot să o accept ca om, spunând așa, că marginea, trotuarul dintre acostament și barda rutieră avea zăpadă. Oameni buni, ieri dimineață nu era un pic de zăpadă. Cum poți să spui tu când ai putut să circuri pe acostamentul ăla că era zăpadă? Adică, bine, așa a spus în deșteptare. Știri făcute din birou. Știri făcute din birou. Articole, cel mai indicat ar fi să avem trotuar pe zonă, dar ținând cont că va veni investiția asta de canalizare și... Bun. Vedeți atunci, rezolvăm problema iluminatului pentru moment și după ce se va finaliza canalizarea. Eu fost foarte greu. Să depui trei proiecte pe fondul urbane, vreau să spun că de 3 zile, de 5 zile sunt foarte bună. Să depui tu trei proiecte pe fondul urbane și să obții atâtea vize și e greu, E greu și vedeți, acum registrația asta s-a încuicat rău de tot. Și vreau să spun un exemplu. Am transmis o adresă la ANAP, fostul ANRMA, cu care eu nu sunt de acord. De exemplu, ai o școală, școala Sandoie, care costă 10 miliarde, da? Cineva a spus domnul Rupeș, domnule, proiectarea nu este farmacie. Nu este farmacie. Pot să greșesc 2, pot să greșesc 3. Și domnul Rupeș, în rost să-mi pună 274, mi-a pus 174 de metri pătrați. Și el spune, nu l-am găsit. Și care e problema în găsit? Păi, ce? Dumneata câte pătri? 174 că l-a făcut. Mai pun un 2, păi, faci urcarea de 274. Adică e foarte simplu, nu este farmacie. Iar legislația făcută, respectiv, legea achizițiilor publice, vedeți la televizor, este atât de întortocheată că nimeni nu mai dă răspunsuri concrete. Dacă eu, pe data de 25, am transmis o adresă către ANAP, pe helpdesk, unde ei ne răspund. Dau un exemplu și am început exemplu să vă răspund. Școala Sandoie, nu mai scrieți o să. Școala Sandoie, 10 miliarde. Avem niște cheltuieli diverse, dau un exemplu, diverse și neprevăzute, de 1 miliard. Deci eu nu pot să-i dau constructor decât 11 miliarde. Dar constat că mai trebuie 10 milioane. Să zicem că firul ăla de acolo s-a schimbat normativele stați pe incendiu și trebuie să pun alt tip de fir ignifug cu rezistență de 2 ore, nu de jumătate de ore. Și nu mai trebuie încă 10 milioane, da? Eu acei 10 milioane, registrația veche o de 34 spunea, faci o achiziție directă pe 10 milioane și te... Ei, nu. Acei 10 milioane trebuie să-i faci tot prin procedură simplificată. Adică, ce înseamnă ce? 60 de zile de achiziții. Pentru 10 milioane. Și am transmis la ANAP, domnule, nu-i corect să stai o 60 de zile pentru 10 milioane, pentru un milion. Vă dați seama ce registrații? La care cei de acum de la ANAP și-o dat seama. Domnule, nu-i corect, mă ții 6 luni de zi, 2 luni de zile și spun așa. Păi, dar nu mi-ați explicat dacă școala dumneavoastră este într-o strategie, într-un plan național de dezvoltare sau face parte dintr-un contract de finanțare. Să reveniți cu întrebare. Adică nimeni, deci și ei au greșit acolo, iar acum nu dau răspunsuri concrete. Adică stau pentru un milion? Vă dați seama ce se întâmplă. Școala Verșești, n-a spus de Sandoia.
oamenii muncesc pentru a-și câștiga un ban. Eu trebuie să fac instalație electrică, nu pot să-l dau la un constructor că nu am precizat un amendament la modificări la contract care să precizeze modificările substanțiale sau în condiții excepționale pe articolul 221 și eu trebuie să stau acum, ei muncesc și nu trebuie să stau, tai pereții. Păi, dar de-au intrat dăncile, acum vine altele. Nu este corect. Adică pentru un milion să stau 60 de zile, nu este corect. Pentru 10 milioane să stau 60 de zile. Adică trebuie făcut ceva. Nu poți să stai atât de mult timp. La un moment dat s-a dat ordonanța de urgență 107 de simplificare. Adică, dom'le, totuși, hai să facem ceva. Dar am păcat-o și pe asta. Am păcat-o și pe asta numind împărțirea pe roduri. Adică ai o investiție care costă 10 miliarde. Da? Tu trebuia să precizezi de la început că infrastructura e 3 miliarde, suprastructura 2 și dacă tu n-ai precizat un lot, lotul de electrici acolo, nu poți să dai pe lotul respectiv. Iar e o prostie. Adică mi-a venit 10 milioane și tu mă ții pe loc acolo. Adică, știți, suntem o nație care tot credem că furăm, tot înșișelăm, tot furăm și hai să facem ceva ca să nu mai fure om. Bă, oameni buni, dar nu poți să furi 10 milioane. N-ai cum să furi pentru o școală 10 milioane. Adică... Prea puțin. Adică, la noi cea mai mare, cum să zic, nu poți pentru 10 milioane să ții două luni de zile să ții o investiție. Copiii unii se vor duce. Din cauza legislației. Și mai mult de atât, tu știți că la noi toate fost prin achiziții. Prin licitații. Și totodată aș mai propune să montăm un sistem de supraveghere la puntele cheie, intersecții. Da, și anul trecut, nu știți că am aprobat, a fost 200 de milioane și ne-au cerut 280 de milioane. Primul lucru pe care îl facem la începutul acestui an este acest sistem de supraveghere. Este primul lucru pe care îl facem. Sistem de supraveghere peste tot. Și al mai important lucru, pentru că este important acest sistem de supraveghere. Cu toate că a scăzut infracționalitatea la noi. Dar se poate și a scăzut foarte mult, dar se poate și mai mult. Dar a scăzut. Chiar a scăzut. În ultimii, să zicem, 3 ani, în ea, cât 2, 3 ani, a scăzut. Cum adică mai să fac? Nu. Datorită cărei fapt a scăzut? Așa ca și general sau unor măsuri? Nu spune de măsuri. A scăzut așa, nu. A scăzut, nu măsuri. Nu mai îmbătrânit. Da. Nu prea mai ce pur. Serios. Mai am eu o... Nu știu cum să spun. Secțiunea 3, funcționarea Consiliului Local. Convocarea Consiliului Local se face în scris prin intermediul secretarului unității administrativ-teritoriale cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispozițiile consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Deci nu intru în detalii, eu vorbesc pentru mine personal. Odată cu înștiințarea ședinței, deci vreau ordinea de zi și toate materialele la timp. Ca atunci când venim la... Nu prin poștă, prin mail. Deci mijloc scris este și mail. Nu așa. Scris ca atunci când venim la ședința pe comisii, vă dați seama, uitați ce este aici, nu avem timp să le citim pe toate, așa, acasă le putem studia. Eu vorbesc pentru mine personal. Nu știu, celălalt domn, dacă au probleme... Așa, ca să nu se mai întâmple. Nici... Așa. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și e ok. Ca să, de exemplu, un punct pe ordinea de zi de astăzi a fost pus pentru că a venit de la Ministerul anumită... Nu am nicio problemă dacă se suplimentează ordinea de zi. Asta știu că se întâmplă. Dar, deci eu am vorbit pentru mine, pe mail-ul meu personal, deci vreau ordinea de zi cu... toate materialele, în termenul stabilit, 5 zile, 3 zile. Nu mai intrăm în alte detalii. 2. Aș mai avea o propunere. Deci nu este care proș. Site-ul primăriei este foarte slab documentat.
cu mai multe materiale, cu ce se întâmplă și în Consiliul Local, cu toate proiectele. Asta știu că este poate o problemă, sunt multe sarcini și în seama domnului secretar. Dacă n-aș ști, l-aș acuza. Nu știu, putem suplimenta undeva un post personal ca să decurgă toate treburile mai bine, cu încărcarea materialelor pe internet și cu... Da, fiecare angajat trebuie să-și încalce dumnealui. Este funcțional public și în momentul când a făcut acest site, fiecare funcțional public trebuie să pună pe site am respectiv. Înțeles. Funcțional public. Adică nu putem să zicem documentele de secretar să le pună doamna de la caserie sau fiecare dă, fiecare are o paloră care poate să intre pe acel site și să își pună documentele respectiv. Și vedeți dumneavoastră, aici legislația este cum este și știți cine e amendă? Primarul e amendă. Deci chiar de mâine, domnul secretar, face o notă către toți angajații să pună, pentru că... Dar am spus domnul secretar, vorbiți înainte de anul nou, să știți. De anul, înainte de anul nou, am vorbit cu dumneavoastră pe care am spus să se pună pe site. Adică un buget, un hotărâre din Consiliul Local, că n-avem nimic de ascuns. Adică dacă nu să veniți și cereți toate astea, eu trebuie să vi le dau. Adică n-am cum să vi le ascund. Și mai ales că foarte multă populație, adică așa, este plecată din țară și totuși na, se mai interesează de unele lucruri din comună. Și altfel când este o transparență, adică aș fac tot felul de dar idei. Dar nu cred că cineva din aparatul primăriei nu doresc să-și spună toate lucrurile. Nu, dar vă dați seama, poate prin telefon. Este lipsă de timp, dar de asta zic, poate se poate soluționa cu cineva. Că chiar nu au timp fizic. Trec 8 ore, doar cine nu lucrează. Nu-mi dă seama, zic că stau degeaba, poate. Eu dar nu aici, la dreptate. În toată actitatea aveți dreptate, îi punem pe polițiștii locali să pune pe site. Ma, nu știu, dacă este în... Da, okay. Sau le punem da, în nu. Statul de... Învățăm dacă nu știu. Așa. Toate ședințele, dacă e în statul, dacă au înfișat postul lui lucrul ăsta. Da, fișat postul poate fi modificat în fiecare zi. De Consiliul Local. Da, cum să nu fiecare zi? Adică nu e nicio... Toate ședințele mari care sunt televizate, sunt în fișat postul. Sunt văzute afară. Da, și am spus că toate ședințele televizate sunt văzute afară. Și matarii ceva de care... Spus, băi, bine, de-abia aștept ca să vedem ședințele afară. Și acum intervin cu o întrebare domnului Ungurean. Vă rog. La luna decembrie. Deci, nu am sărbătorit, am pus bradul... Fost în concert. Nu ne-am văzut la ședința ordinară. A, n-am putut să vin, am avut o problemă. L-am anunțat pe domnul primar. Am înțeles. Și mi-a cerut scuze... avem și noi foarte multe lucruri, avem câte, în decembrie a fost plin, așa, dar am înțeles, am depus o cerere, noi la momentul respectiv nu aveam, nici acum nu avem un contract cu dumneavoastră, l-am rugat pe domnul primar, am lăsat o cerere și probabil după buget, dacă dumneavoastră veți aproba, o să avem și un contract și atunci nu mai avem motive să lipsim. Da. Eu vă mulțumesc anticipația, știți. Da, că tot aici era și întrebarea următoare, tot la categoria propuneri, referitor la luna decembrie, deja am văzut acum cam toate filmările la toate evenimentele produse în luna decembrie. În luna decembrie am avut și noi un eveniment, zic eu, de amploare, nu un circ, chiar a fost un festival și chiar nu a rămas imortalizat nicăieri. Păi, am să fim siguri, vă promit. Vin cu propunerea asta pentru domnul primar, că dacă tot cheltuim niște bani, cum nu toate persoanele pot ajunge la acest festival, ar fi frumos să rămână, nu știu, filmat undeva într-o arhivă, să se poată vizualiza și de cei care nu sunt în țară și de cei care sunt acasă și nu pot ajunge la manifestare. Că e păcat. Deci sunt înregistrări vechi, cred că de pe timpul domnului Dumitru, care au rămas și de atunci nu s-a... Da, nu mai este nimic. Și văd că cu mii de vizualizări, mii de like-uri, dacă o putem lua după instrumentul ăsta de măsurare a audiențelor și... De așa ceva. Că anul ăsta o să fie. În decembrie vom fi cu... Da. O să fie, înțeles și o să... Nu, că am filmat, sincer, spun, am filmat și la Moinești și la Consiliul Județean.
și nu mai spun în câte locuri. Așa chiar că e o idee bună. Rămân mărturii peste timp. Acum zicem că poate e ceva neinteresant. Dar nu vom mai ști mâine, poi mâine. Poate câți am urcat pe scenă sau câți au fost. Sau ce va mai fi mâine, dacă vor mai fi obiceiuri de genul ăsta și rămân. Da, mai sunt întrebări? Vrem și o întrebare să vă pun. Când au spus până acum, tot băiat de afară care mi-a spus și cu televiziunea, ar vrea să meargă la monument, acolo la Verșești, și n-are pe unde intra. Nu cu mașina, de jos. Băi, este că acolo am pe bunicul, pe răzbunicul, vreau să mă și eu până la monumentul ăla. N-are cum să intru. Nu vreau să aud acum discuții că o închis ăla, o închis ăla. Cândva, pe timpul Ceaușescu, pe acolo era drum până la monument. Și mai ales. Nu mai spun acum de clar că aia de monument din centru, că a spus că anul ăsta să face monumente istorice, nu știu ce se mai face. Am zis de pe timpul lui Drăgoasie. O placă, că e scris cu carioca acolo. Și nu lupta pe acolo și pe aici nu se trece. Nu zic, dacă vrei să răspund la această întrebare, ești consilier din 2006. Da. Cred că ar trebui să știi cel mai bine de acel drum. Adică dar drumul există pe hartă. Păi nu există. Există. Ești nu este pe hartă drumul. 2000. Acolo. De ce n-ai venit cu aceasta? Adică nu e nimic, știi cel mai bine. Știi și problema cu drumul ăla de la Popescu. Adică... Problema este că, sunt într-adevăr, a fost drum. A fost drum, și domnul. Este și acum drum. Dar și atunci, știi timpul Ceaușescu era deja cu o poartă de asta. Da, era o poartă care o luai cu mâinile de-o parte, dar nu este. Este și acum, este poartă. Nu este. Nu este. Nu este, gata. Înseamnă că a bătut letul și a făcut gata. Dar este, dar nu. Adică... Dar nu mi-a zis, nu este pregătă cu ziua ta. Dar să spun, mai știi și până la monument. Și la monument, da. Da. S-a prins o lumânare acolo, că datorită la aia suntem noi azi. Ești considerat tian. Eu o să rezolv. Ești consilier, dar dacă ați spus din puntea asta pietonală, aici la... E altă problemă. Din puntea aia, tot de pe timpul domnului Vasile. S-au întâmplat date accidente acolo. O punte pietonală din 90. Păi sunt trei două tiri, te de jos. Și curbăm din acolo? Nu. Aici, așa la... Aici, așa la... La Cosmina, la Ticu. La Ticu, acolo. De la Ticu la Cosmina. Știu, da, am discutat-o și am făcut. Am mai avut o situație de tare. Sunt procesul de-am atas pentru ce e acolo, cu dimineția, mai din... Păi treci tu pizza acolo. Ea de atunci. Da, de atunci. Păi rar, câte oameni? Rămâna ce e curentul, și-o prins două tiruri, ești dorea că mai intra la lapte? Nu, nu curentul la țeavă. Curentul la țeavă. Dacă tot ați luat legătura de monument, într-adevăr, o propunere, poate punem ceva când se face bugetul, pentru renovarea monumentului eroilor, dacă tot este centenarul Marii Uniri, că rămânem și noi, poate, acolo pomeniți mai jos pe monument, pe lângă mari luptători care s-au jertfit, că peste 100 de ani nu știu cine mai prinde de aici. Și poate putem să-l renovăm puțin. Într-adevăr, au... E aceeași problemă și la monumentul de la Verșești, așa acolo cineva a scris... Dar sunt trecuți ca aici toți acolo și acolo. Da? Exact. Da. Numai că te vrea cu mai întrântit, așa. Dar pentru unii vine cu bucurii, pentru unii cu mai multe supărări, că vine cu cheltuieli, cu bugete, cu aprobări. Și încă noi zic că vine și o comună mică, cu posibilități mai mici, dar nu cu atâtea pretenții, să nu vorbim de comunele astea, care gen Oituz și altele, care îți date peste cap, cred că, cu centenarul, că nu le ajunge bugetul. Trebuie să... Da. Deci cheltuie toți banii cu centenar. Hai să fim obiectivi. Hai să fim nu, dar... Deci am zis... Hai să fim obiectivi. Au, ca un chestie de protocol. Le vin invitați din toată... Da, da. E respectăm și bugetul asigurat de guvern. Nu doar cu omul respectivă. Da, este un buget în partenerat. Omul respectivă nu poate să cheltuiască toți banii pe buget. Adică, dacă la festivitate, când am fost aici în centru, una dintre misiuni a zis că o să începem să fac proiect pe acel monument. Deci o să facem acel monument. Iluminatul public de început, monumentul, care sunt... Da, dar numai că monumentul ăsta e în scurtare, că degeaba... De poate îl put... Nu, zic că este 2018, care un an
Păi ce să-i fac? Dacă îl termin în septembrie sau în iulie? E foarte bine, măcar îl punctăm la 1 decembrie, dar de asta zic, poate să-l punctăm măcar la 1 decembrie și să fie... Eu sunt de acord cu dumneavoastră și am promis că fac aceste iluminatul public, că o să schimb niște lampi în centru, care sunt de acord cu acele iluminatul. Domnul Național, domnul primar, trebuie iluminat. Domnule, e adevărat, dar dumneavoastră, ca și eu, să fim atenți mai mult ca șofer. Puțin mai atenți ca șofer. Toți șoferi. Am pierdut 4 vieți. Da. Așa este. 3 ani sau cât o fi. Să fim mai atenți noi ca șoferi. Adică da. Să fim puțin mai atenți. Totuși noi să ne facem treaba noastră și șoferii treaba lor. Corect și asta. Da. Gândiți-vă, totuși, gândiți-vă totuși că banii sunt trimitați. Banii sunt trimitați. Și gândiți-vă curent acum. Vorbim totuși de siguranța cetățeanului. Dar nu se poate toată zona națională. Ar trebui să vă duc. Vă dați seama cât este o lampă din aia corect. Este 5 milioane. Nu știu dacă e 5 milioane, că doar nu cumpăr toată lampă. Cumpăr doar becul. Poftim? Cumpărăm doar becul. Cum numai becul? Da, astea timp LED se pot se întrebează în acela mai fapt. Împire, dacă să spus că să schimbăm acum, cumpăra niște becuri cu LED. Nu-i divină lampa în bunge. Divină LED. Nu e cu atât de lampă. De ce să schimbă lampă? Că o lampă nu e cumpăr doar becuri. Lampă sunt bune, nu am spus că nu mai fac ceva. Lampă sunt bune, nu am spus că nu mai fac ceva. Nu sunt marcări. Unde nu sunt, da. Dar nu se poate pune. Poate bine nu e de altă. Lampa e propriu spus, domnule. Lampa e scrisură. Becul cu lampă cu tot. Nu doar becul care e din greș. Ăla îi urmează mai bine și nu se oferea mai mare. Așa. Acela va costa undeva la 30, 35, 40 lei. Așa e, 30, 40, 40, 40 de lei. Undeva pe acolo. Garanții la eu știu exact. Și depinde de unde îl și cumperi. Și ăla are o eficiență mult mai mare decât pe ăsta economic, care îl știm cu toții. Care e comun. Ok. Acum mai sunt... Da, mai dacă mai... Nu, de dacă mai sunt întrebări de asta. E o situație, adică lucrurile care nu le prezentați aici, sunt ok ca toate, adică sunt de acord cu dumneavoastră, sunt de acord cu toate, dar sunt unele lucruri care sunt puțin cam depășit de situație. Am primit foarte multe cereri de la biserici. Sunt depășit. Poate ar trebui să am 4 miliarde să le dau la biserici și totuși nu le-ar ajunge. E o situație foarte grea, nu mă adresez către biserici. Aș vrea să spun că ajut, dar nu poți să duci tot bugetul local pe biserici. Uitați, din procesul de verbal de constatare și orice părinte vrea să solicite bani, ar trebui în primul dumneavoastră ca și consilier să spuneți modalitățile de acord sprijin financiar. De a se acorda acele sprijin financiar. Nimeni nu mai încalcă legea. Nimeni. Și aici, uitați-vă, Curtea de Conturi îmi spune deviz de lucrări. Da? Trebuie să ai un deviz de lucrări. Nu tai ciment pe nu știu ce. Deviz de lucrări. La prețuri. Deci, o cerere tip ordonanța de urgență 82. Deci o cerere, nu așa scrisă de mână, o cerere conform ordonanței de urgență 82 pe ordonanța de guvern 82 pe 2001. O anumită cerere, nu cererea aceasta. Dar deci un model cumva este prevăzută în legea 82. Este prevăzută în legea. Dar eu știu. Eu știu foarte bine. Că domnul Curtea de Conturi, acum dacă vreți să citiți, spune cerere, sumele de bani care au făcut dovada sprijinirii unităților de corp și nu vine el direct. Vine cu aprobare de la arhiepiscop. Adică această cerere care mi-a făcut-o părintele X, nu dau nume. Aici trebuie fost semnată de arhiepiscop, de șeful cel mare. Deci preotul trebuie să facă cerere. Și merge la arhiepiscop. Da, cerere cu anumit tip de cerere. Cerere tip OG 82 pe 2001. Pe urmă, în spatele acelei cereri trebuie să am deviz de lucrări. Deci trebuie să am un deviz de lucrări. Nu poți să dai bani că ești frumos neavastră sau că ești frumos neapărat. Trebuie să ai niște liste de cantități semnate de poignam, care spune 5 sali de ciment, 2 de var, 3 de nu știu ce. Nu măsurăm noi. Cu toate că și noi măsurăm bine. Dar nu au nicio valoare. Deci,
Da, mai mult de atât. Copie după autorizația de construire. Pentru construcții noi. Deci pentru construcții noi. Precizez. Pentru construcții noi, autorizații de construire. Mai mult de atât. Deci aici o cerere. Deci autorizații de construcție. Dar, în același timp, pentru reabilitări. Pentru reabilitări de biserică, tot îți trebuie autorizație de construcție. Că stă la bază un tarif, documentații de avizare a lucrărilor de investiții. Așa cum la baza unei biserici noi, unei construcții noi, stă un DTAC și un PTH, așa la o lucrare veche stă un DARI și un PTH. Adică PTH-ul este parte integrată din DARI. PTH-ul e făcută după acel DARI, care acel DARI e făcut după anumite studii, conform certificatul de urbanism pe care tu trebuia să le obții. Adică, eu vreau să fac, dau un exemplu, un gard. Nu pot să fac acel gard până nu am un proiect pe acel gard și certificat de urbanism și autorizație de construcție pe acel gard. Cine să ia banii Vasile? Cine care face autorizația proiectului? Da, dacă așa e trecut. Dacă așa e trecut. Dar eu am înțeles, da. Dar nu este vorba de la bani. Păi mă, acum spun așa. Uite, dau biserica de la Sluju. Vom să facem gard jur împrejur. Hai să dăm 500 de milioane. Ei, mata, când spun că trebuie autorizație de construcție pe gardul ăla, mata apropo banii ăștia? Da sau nu? Spui, aprob, deci, dar... Voi, dar așa aprobat, că lucrările se face gratis. Cum gratis? Munca. Cum adică munca gratis, ne-am văzut? Manul opera de muncă se face gratis. Cum s-o făcut la Versace, s-o plăti ceva, un leu? Da, dar tot un leu. Dar tot ai să ai autorizație. Păi dacă vedeți că aici intri o discuție. Vrea și ăla, vrea și ăla. Nu intri nicio discuție. Pur și simplu trebuie să ai o autorizație. Nu înțeles, nu înțeles acum. Nu înțeles. Asta e legea și vrei să faci. N-ai ce faci, da? Trebuie să ai o autorizație de construcție și un proiect. Nu are autorizație biserica. Numai că sunt exterare. Nea Vasile, nu. Ce e exterare? Dar nu vorbim pe cazul particulare. Vorbesc pe cazul general. În acest moment, autorizații pe Comuna Sădurei nu au decât două biserici. Biserica de la Verșești și Biserica Catolică de la Sândurien. Atâtea au. Am înțeles acum. Și ce așa e urmași? Dar autorizații aduce de celălalt. Autorizații. Nu, pentru o lucrare care vreți să o faceți, depinde unde vă încadrați pe legea 50. Pe exemplu, dacă grătuiești și vărâiești, nu trebuie autorizații. Dar îți trebuie totuși niște liste de cantități semnate de un proiectant care spune 10 saci de gret, 10 saci de adeziv. Adică eu nu zic că nu intră 10 saci, dar nu am eu pe urmă. Acele situații de lucrări trebuie semnate de un diriginte de șantier. La biserică. Toate situații trebuie semnate de diriginte de șantier. Deci banii care s-au dat la Verșel. Pe aia sunt situații de lucrări semnate de... Uitați! Bani publici, bani publici. Uitați-vă aici. Uitați-vă aici. Tablă tip Linda. Situație semnată de diriginte de șantier. Uitați! Diriginte de șantier. Deci nu poți să faci o lucrare dacă nu ai diriginte de șantier pe acea lucrare. Dacă nu... Este foarte simplu. Numai că, pe exemplu, la termopane nu îți trebuie autorizație. N-ai cum să-ți trebuiască. Te duci pe reparații, sunt cele de oferte, nu. Dar și acolo, dacă stai și te gândești că îți trebuie niște antimăsurători. Spre exemplu, eu vreau să pun parchet în toată primăria. Da? Eu nu zic că nu măsor bine. Camera asta are 5 ori 4, 20. 20, o 10% toleranță, 21 de metri pătrați. Ok, semnez 21 de metri. Nu sunt elocvente. Aceste măsurători nu sunt făcute decât pe baza unui RLV semnat de o persoană autorizată, care spune că pe această suprafață sunt 21 de metri pătrați. Eu nu zic că nu știu, știu și eu. Dar RLV-ul este cel care dă de notă... Măsor și el o semnează, mă. El trebuie să-ți facă pe măsurător printr-un aparat din ăsta. El nu măsoară printr-un aparat. Nu poate aduce nouă ușă. El spune ce semnează. Cum se semnează? Nea Vasile, nimeni nu mai dă niciun bani, Nea Vasile. Nu domnul primarul semnează. El poate să măsoară, dar nu semnează. Fondurile către biserici. Pe exemplu. Fondurile către culte. Cum vom proceda anul ăsta? Spun cum vom proceda. Voi aloca bani doar acolo unde sunt autorizați. Nu vreau să intru în pușcărie. Nu vreau să mai intru în pușcărie. De exemplu, părintele de la Buzuiești vrea tabră, vrea încălzire pe sub podea și vrea și instalații termice. Omule, eu ca să pot să-ți fac, dau bani pe instalații termice, îți dau pentru că o înghețată aia de la Buzuiești față de celelalte biserici au înghețat. Aș da. Dar dăm un proiect, cum am făcut și eu, am dat școala 12 milioane,
un proiect termic, unde să spună proiectantul cum vine țava, atâta metri de țavă, adică nu pot să dau bani fără să am un proiect în spate. Bun, fac și proiectul, dar dacă nu finanțăm anul ăsta, cât timp e valabil? Dar eu nu pot să finanțez lucrări, eu doar finanțez anul cu anul, eu nu pot să finanțez. Pe exemplu, aici, părintele de la Sărbăren îmi spune ceva. Casă mortuară, casă praznicară și birou parohial. Aceste construcții depășesc 10 miliarde. Adică nu putem să sprijinim așa ceva. N-ai cum. Eu trebuie să sprijin aceste proiecte care sunt depuse de 130 de miliarde, de 3 milioane de euro, unde eu ca și primărie trebuie să vin cu o finanțare de 10, 12, 15 miliarde. Iar eu, ca și primărie, dacă nu pot să susțin ca și cofinanțare aceste proiecte majore, păi ce fac atunci? Eu nu zic că nu sunt importante, dăm peste tot, dar nu putem să dăm sume mari. Eu aș vrea să dau, dar dacă nu se poate... Noi am avut o discuție anterior, în ședința trecută, că vom da în funcție de cetățenii, de religia fiecare. Nu, domnul Marian a spus așa. Domnul Marian a spus așa. O discuție în ședință. Domnul Marian a spus, da. Dar eu spun așa. Eu nu pot să dau acolo unde există autorizație. Păi bun. Eu nu pot să încalc legea cu unii nu există autorizație. Înseamnă că am înțeles greșit că eram oarecum de acord că vom da așa în funcție de procentul de ortodox, catolic și alte culte? Ca și procent nu am nicio problemă. Ca și procent nu am nicio problemă. Ca și da, și merge către... nu știu exact ce procent ar fi. Păi, dau un exemplu. Da, e foarte simplu. Mergem la curte 500 de milioane. Da. Da, un exemplu. Mergem pe curte... Poftim? Da, un exemplu. Da, un exemplu. Da. Da, un exemplu. 500 de milioane. Exact. Procentajul fără minorități e 60-40. 59-39. Bun, 60-40. 59, n-aveți 60 ortodoxi și nici catolici n-au 40. Deci 60-40. Mai sunt doi maghiari, nu știu. 60-40. 6-5. 30 ortodoxi. 300 de milioane la ortodoxi și 200 de milioane la catolici. Da? Exact. Și alte culte? Păi ei sunt... Predau, spre exemplu... Păi ei au cerut... Tot din acest lucru. Spre exemplu, nu. Spre exemplu, au cerut adventiști 20 de milioane să vorbească casa. Adică 20 de milioane e o sumă infimă. Eu am înțeles greșit, cred. Dar și-aș fi fost de acord ca să mai fie discuții și nici probleme de... discuții de electoral, nici în fiecare an să stabilim un buget și să-l dăm după procentul respectiv de credincioși. Așa mi se pare și normal. Și ca primărie îți vine tot un buget în funcție de locuitori. Dar n-am nimic împotrivă. Ori bugetul ăsta care îl stabilim pentru culte, tot... Dar n-am nimic împotrivă, că dacă facem un care vine după. Pe exemplu, veniți stați jumate de zi, să vedeți ce bani s-au dat pe autor și ce bani s-au dat la catolic. Și atunci, până acum ne-a spus că e un pic cam echilibrată treaba. Am trecut când v-am întrebat. E cam echilibrată. Deci așa mare, nu pot să spun. Da, bine, acum nu calculează nimeni. E puțin mai mult la autor, dar nu știu cât. Nu neapărat cu o sumă mai mult la autor. Dar avem 300 de milioane ortodoxi. Da? Avem o biserică în construcție și una care nu este în construcție. Preoții ortodoxi vor vedea ei ce vor face, preoții catolici vor vedea ei cum își vor descrie. Ok, dar nimic împotrivă. Da. Dar să nu mai fie discuții, să nu mai fie la... Dar nu au fost discuții până acum, să știți. Păi da, aici nu au fost discuții. Nu au fost discuții, să știți. Aș interveni și eu. Deci ăștia 500 ca și procent din buget, cât reprezintă? Sau nu, cât am spus? 500 de... Din bugetul local? Da, cam cât reprezintă. Bugetul local este 4 miliarde. 5 ori cât fac 8? 20% Nu am nimic cu biserica. Bugetul, văd din ce înseamnă, din ce constă, este destul de mare, 12%. 12,5. Adică, ca nici să dăm în partea, în panta aia la altă și pe urmă să pățim toți banii și duc la biserică. Vedeți, acum spune foarte ok. Dar aici, încă o dată spus,
avem ședința poate următoare extraordinară. Haideți să-i chemăm și pe dumnealor la masa în formă de T, să spun masa rotundă, să știe cam pe unde se află problema, că nu putem să cerem de ordinul miliardelor când bugetul nu este așa. Și ca să nu iasă discuții, ca să le terminăm aici. Sunt de acord cu domnul primar, nu mai dă decât care au autorizație. Și asta e cel mai. Și asta este, că nu se poate face ceva fără autorizație. Deci nu sunt dai fără autorizație. Eu vin acum, uitați, în următoarea ședință, spun la biserica, nu știu, putare, dăm 300 de milioane fără autorizație. Da. Să vedem dacă aprobați. Dacă aprobați. Da. Nu aprobați. Acum, întrebare. La un proiect de 2 miliarde... Vedem ce costă legalitatea și... Întrebare. La un proiect de 2 miliarde, de 3 miliarde, de 10 miliarde, care, să spunem, îl inițiază parohia. Noi, chiar dacă nu avem banii ăștia, noi nu putem cofinanța 10%, 20%, adică restul să rămân și... Dar nu tot. 10-20% pe perioada de 3-4 ani. Gen, chiar dacă proiectul e de 2 miliarde, e treaba parohiei. Treaba parohiei. Proiect. Noi dăm 50 de lei. O comună, nu? Nu zic că nu dau la biserici, dar nu poți să te duci cu 20% de bugetul local, este 4 miliarde din taxe și impozite. Nu, deci dacă e așa, 12% e cam... Și noi din ianuarie până în decembrie. Nu i-aduci pe toți, i-aduci pe toți odată. E din ianuarie până în decembrie. Da. Adică e din datorii. Da. Eu am văzut că sunt necesități mari și la biserică. Dar nu poți, adică te duci acum cu un miliard, la 5 miliarde la biserici și primul nu mai e cofinanțare pe proiectele tale. Nu. Sunt proiecte, comuna nu beneficiază de sume uriașe, la fel. Problema este și a tuturor parohiilor. Majoritatea statelor sunt. Gândiți-vă ce probleme avem. Scoatem acum, am dat rez de executat cantitățile de la apă. Licitație pe apă, licitație pe grădiniță, licitație pe TH pe grădiniță, licitație execuție lucrări pe grădiniță, licitație pe TH canalizare, licitație execuție canalizare. Gândiți-vă, deci anul acesta este doar birocrație. Doar birocrație pentru semnarea contractului. Adică, ca să-ți dea bani statul 85 de miliarde, tu trebuie să ai documente. Trebuie să ai PTH, trebuie să ai contract de execuție cu cineva. Iar toate acestea, gândiți-vă, eu vreau să vă spun ceva. Dau un exemplu. Mâine nu știu ce contract voi semna. Eu cred că până în octombrie nu semnez contractul de execuție cu firma. Domnul secretar, spuneți-mi. Pe Verșești am început tot așa în februarie și am semnat în septembrie. Pe cuvântul meu. În septembrie l-am semnat. Așa și aici. Iar aici, la Sângureni, a durat, nu mai știu, am schimbat documentația în continuu, s-a schimbat documentația. Este foarte greu. Anul acesta este un an enorm de greu doar pe licitație. Licitație, licitație. Vă dați seama. Aduci un consultant în proceduri de achiziție, pentru că tu nu ai pregătirea necesară pentru proceduri de achiziție. Știți cât îți ia un consultant de ăsta cu proceduri de achiziție? 200-300 de milioane, 100 de milioane. Îți ia foarte mult. Noi am avut o persoană care ne-a luat mai puțin, 5.000 de lei. Dar dacă nu mai poate să-ți mai vină doamna respectivă, când a venit domnul de la Bacău, știți, 220 de milioane în acele. Și până la urmă am găsit-o pe doamna Ioana Petrea cu 7.000 de lei. Domnul secretar era de față. Nu a cerut 22 de mii de lei. Și a zis, domnule, eu nu pot să dau 29 de mii de lei pentru o achiziție. Ce nu vezi? Dar ce fac? Stăm noaptea cu domnul secretar o săptămână și totuși nu dau banii aia. Adică sunt morți. Da. Da. Domnul primar, noi, de exemplu, acum în anul ăsta am propus să vă obțin taba. Trebuie autorizații? Poftim? Să vă obțin taba pe biserică. Trebuie autorizații? Nu trebuie autorizații. Izolată... Nu trebuie autorizații. Deci eu ți explic tot ce trebuie. De exemplu, pe tabă, nu trebuie autorizații, dar îți trebuie un RRV, niște măsurători, care spune lungime, lățime, și în spate, niște liste de cantități. Și liste de cantități, care zice... Trebuie atâta vor. Pune pe ăsta la TSMZ. Nu trebuie autorizații. Să nu coste mai mult RRV-ul decât... Nu, e 3 milioane un RRV, adică... Și la izolat? Izolat, tot așa, de rezerv, nu trebuie autorizat, dar este un RRV. Adică măsurători cu liste de cantități în spate. Tot la proiectant. Tot de la proiectant. La proiectant. Adică, face o sigură. Proiectantul cere bani. Spre exemplu, am înțeles pe apă, pe scugă. Ei, nu trebuie autorizat.
E cu totul acolo, trebuie proiect, tot, cu avize, cu tot, nu, mai acolo se complică treaba. Dar, spre exemplu, podeaua din biserică, acolo nu trebuie autorizație. Dar tot îți trebuie un RRV-ul și cu liste de cantități în spate semnate de proiectant. Tot îți trebuie ceva. Adică, eu nu zic că nu măsor bine, dar proiectantul îți trebuie RRV-ul. Adică mă gândeam zic dacă faci, adică câți bani îi dă primăria și cât trebuie să dai pentru autorizație și asta. La un moment dat, nu ieșe pierdere. Dar nu e așa. Nu, am înțeles că nu e așa. Bisericile să facă cu banii de la primărie, ce nu trebuiește să autorizeze. Iar cu banii eu unoreașilor facem între celălalt. Domnul Rupu va se duce, primărie îți dă pe autorizație. Restul îți faci cine? Caută surse de venit. Da. Adică eu nu mă bag la lucrări mari, nu? Cum a zis, ce stabla, nu trebuie să autorizare. Nu te duci pe ăla, face și ăla. Faci o măsură, o dau pe la o listă de candidat și gata. Fac pe aia. Când vrei să faci ce burtuie, deja... Bagă o dărgă. Deci, uitați-vă, am ce mi-a scris curtea de conturi. Deci nu am venit din... E foarte greu mă descurcat cu curtea de conturi. Pentru că ei interpretează într-un mod, noi vedem lucrurile în alt mod, adică modul pe care vedem noi câteodată să facem o lucrare care cam încălcăm legea sau intrăm sub incidența legii, cu toate că stăm undeva la mijloc, așa din punctul nostru de vedere, ei văd altceva, de exemplu, cu o situație foarte complicată. Cele două ziduri de la Verșești. E ok, am autorizații, am proiect, semnal de verificat, studiu geo, tot. Ei zice că nu sunt în regulă. Dar nu spun de ce nu sunt în regulă. Și el chiar l-a sunat pe domnul director și a spus, spune ce mai trebuie. Nu spune nimeni nimic ce mai trebuie. Dom'le, dar nu vedeți că am tot. Am studiu geo, am expertiză tehnică, am... Tot, ridică topul, verificat de proiectant, tot, ce mai trebuie? Nu că inspectorul de audit a spus că mai trebuie ceva. Dar ce mai trebuie? Mai spune ce mai trebuie. Ca să nu uitați-vă, pe cuvântul meu, dar ce mai trebuie? Nu mai să... Da, adică... De ce nu spune ce mai trebuie? Bun, pe căminul ăsta, zice expertul, corelă între câțeam expirat, domnul. Zice că mai trebuie ceva, dar ce mai trebuie, domnul? Dar spune ce mai trebuie. Și îmi lasă ca și măsură, ca și măsură pe decizii. Deci, domnule, dar nu am ce să mi fac. Și acum, mâine sau poi, îmi spun, domnule, dar nu mai am ce fac, chiar atât de scris. Păi, fac și eu ca Einstein, știți? Einstein s-a prezentat la un examen, nu Einstein, el vorba de Galois. S-a dus la un examen și s-a înscris la facultatea de fizică. La un moment dat, el a scris atât de deșteptat, că scria câte 5-7 rânduri și la un moment dat, el se trezea, respins. Și la un moment dat, zice, bă, da, ăștia puțin mai proști decât mine, adică dacă eu candidez la fizică și profesorul îmi zice respins, l-am dat pe foaia de examen, face rezolvarea în 10 rânduri și îmi zice, voi profesori sunteți mai proști decât mine. Da? Și l-am dat profesorii care l-au semnat, l-au chemat. Și a zis, dom'le, dar cum adică ai spus tu asta că noi suntem mai proști decât dumneata? Păi dacă eu ți-am dat o soluție în 10 rânduri, iar dumneata mă respingi, păi nu ești mai deștept decât mine? Și l-a băgat pe facultate și Galois a scos o carte care timp de 60 de ani omenirea nu a putut să descifreze ce a scris Galois. Adică și curtea de conturi. Nu, dar spune-mi ce să mai fac. Spune-mi. Adică fiecare să ne păzim puțin. Scris ce a scris să... Nu e regulă, haideți să vă spun ceva. Dumneavoastră aveți o bază că și cred că ar trebui să... Nu facem nimic. Și domnule, nu facem nimic să încălzcăm legea. Ascultați-mă. Pentru că dăm cu subsemnatul. Ați văzut pe la primăria... Aia, vestita primăria, Plăjești, cum se cheamă? Nu Plăjești. Cum se cheamă? Plăjești. Da, dați seama, consilier local, trâți în judecată, că au aprobat dita mai cădire, au dat cu subsenat. Nu, domnule. Adică a dus o valoare a unei cădiri de nu știu cum până la nu știu cât. Adică aici e ok. Da, alte întrebări. Mai sunt întrebări? Păi, dacă tot ne-am mai reușit așa mai mult și tot au fost discuții legate care au legătură cu bugetul local, dar vreau ca să-l întreb pe domnul primar dacă la proiectarea noului buget aveți în vedere punerea în valoare a clădirilor astea, mă refer la căminul cultural de aici, căminul cultural de la
de la Coma, ca să procurați cele necesare, să punem în funcțiune, cum se cere. Și totodată, cred că ar fi bine să vă gândiți și la angajarea unei persoane de funcția de director, care să reia aceste clădiri și să le pună în valoare. La altfel, am cheltuit o grămadă de bani, și încă o chestie, dacă aveți în vedere, sau nu știu, poate, căutăm niște soluții, să continuați lucrările la puntea de la Pisa și cea de la Matinș. Da. Sunt lucrări care sunt făcute mai mult de 50%, cum nu știu eu, cea de la Matinș, cred că în jur de 70% făcută, iar la încă aproape de 80%, cred că, cam 80%. Și rămân și acolo au fost făcute investiții. Părinții de la biserici încă n-au început să facă investiții pentru care cer bani. Dar acolo sunt îngropați bani. Sunt bani mulți. Ar trebui căutate soluții. La noastră. I-a spus și domnul Viciu și Nicoleta și miercuri a fost la noi domnul profesor Coteț. Prioritatea unică este anul acesta, pentru că sunt foarte multe licitații, nu am timp de execuție lucrări. Nu prea am timp de execuție lucrări. Termin ce am început. Am adus pe domnul profesor Coteț, ne efectuează scenariul, RRV-ul, expertiza tehnică, pentru să-i dăm drumul la cămin. Deci miercuri a trecut a fost profesor. Deci să ne dea soluția, că nu poți să-l mai țin așa. Deci, iar la căminul acum e ok, e contract încheiat pe lucrări rămase de executat, o să punem niște bani de dotări acolo. Pe puntea de la Matei și puntea de la Tisa, e adevărat că sunt foarte primordiale. Puntea de la Tisa, în acest moment, nu se poate termina. Având un proces pe loc, nu poți să investești niciun ban. Puntea de la Matei, da, acolo se pot investi bani, dar nu întregime. Valoarea este de aproximativ 12 miliarde, 15 miliarde. Deci puntea de Amatești, pentru finalizare, am făcut un dali și acest dali a fost depus și ăsta pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Mai mult de atât, am fost cu Nea Miru la CNI, la Compania Națională de Investiții, pentru această punte. Da? Și s-a precizat să venim cu niște completări la această punte, cu intabularea tronsoanelor respective. Deci, vrem să o depunem pe CNI. O altă posibilitate, pentru că din bugetul local să dai 15 miliarde, n-ai de unde 15 miliarde. Deci, una din posibilități este CNI-ul, iar a doua posibilitate este pe bucățierii, la Fondul Solidarității Internaționale, având în vedere că noi avem un proces verbal de la ISU, iar la sfârșitul anului depui, deci, pe exemplu, tu faci cheltuie de 4 miliarde, trimiți la Fondul Solidarității Internaționale factura și îți dă bani înapoi. Deci aceste două variante. CNI-ul sau Fondul Solidarității Internaționale prin începerea lucrării pe bucățele. Că n-ai de unde să suporți 15 miliarde puntea de la Matei. Deci suntem cunoștinți că nu poate suporta asemenea. N-ai de unde. E primordial. Aveți în vedere, dacă vă preocupă în continuare. Da, am fost la CNI-ul. Da. Și încă o chestie. Cred că ar fi bine totuși să angajați un om pe post de director. Sau altfel, coordonator, eu știu ce altă titulatură mai se găsește acum, pentru că dacă aceste clădiri nu vor fi date cuiva să le gestioneze cum trebuie, vor fi distruse în cel mai scurt timp. Pentru că nu s-are grijă de ea, că noi știm cum se exploatează clădirii care nu are stăpâni sau nu are un administrator cum trebuie. Da. Eu nu zic că nu este bine, e ok. Bugetul este limitat, avem atât de multe investiții, nici nu știu cum să le mai duc. Vă dați seama, școala s-a determinat și asta costă 9 miliarde, școala de la Verșești s-a suplimentat cheltuielile 6 miliarde, deci de la valoarea de 1 miliarde în bugetul local, încă 6 miliarde, pe final cu finanțările astea, grădiniță și canalizare, 11 miliarde, dacă ne mai apropo și modernizare drumul local și acolo încă vreo 10-12 miliarde, 16 miliarde acolo. La drumul local. Da. Vedeți și registrația asta, că ne-a dat eregibile fără finanțare. Adică,
și îi spun la televizor, domnule, accesați fonduri europene, vedeți? Domnule, da, am accesat fonduri europene și mi-a dat proiectul eligibil fără finanțare. Da? Și vă dau un exemplu. Pe sub măsura 7.2, dezvoltarea infrastructurii la scară mică, da? Au alocat 150 de milioane și s-au depus 400 de milioane. În acest moment, când s-a publicat pe site-ul AFIR-ului, sunt 160 de proiecte eligibile din 400, iar Comuna Sândureni este eligibil pe blocul 261. Și mai sunt încă 100 neeligibile. Deci vă dați seama. Deci sunt pe locul 101, deci 150 eligibile, 101 proiecte eligibile fără finanțare. Adică vorbim la televizor că sunt bani mulți. Nu sunt bani mulți, doamne. Adică 150 de milioane pe dezvoltarea modernizarea drumurilor. Infrastructurii de bază, modernizarea drumurilor. Adică ei spun acum că vor... Întotdeauna au fost bani. Și start-up-ul s-a finanțat. Da, dar ei au greșit. Pentru că vedeți, noi s-au câștigat... Toate măsurile s-au finanțat. Au fost bugete puține. Ce obțin am trecut. Dar nu trecut. Chiar și la privat. În 2017, pe când s-a depus. Banii au fost destul. Au dat. Unde să fie neama Sărima? Dar nu ajungi la noi. Nu la noi, țări. Eu care eram. Nu sunt nici. Hai mai de ce din Bujul. Bă, în 2020. Progenizat. Nu numai de aici. De acolo de sus. 30 miliarde de euro. La fonduri europene. Poftim? La noi nu. În 2020. Dar nu m-am iubit. Păi de unde dacă mie îmi dă eligibil fără finanțare și dă 150 de milioane? Cum să vină până în 20? În anul 2020. Păi ok, eu în 2018 am făcut proiectul, e ok. Peste 2 ani de zile nu mai este valabil proiectul meu. Ce fac? Îl reuleau de la capăt, de la nou? Păi, aia la început. Păi nu, că pe luat aia și nu mai poți. Cearcă asta uite în 160, alea 101 intră anul viitor. Nu să știi eu. Nu să știi. Nu s-au cheltuit niciun ban pe măsura 7.2. Niciun bani nu s-a cheltuit în acest moment. Niciun bani. De ce? Pentru că legea contestațiilor e puțin mai ambiguă în România. Da? Și am impresia că nu se voia să cheltuim acești bani. Ascultați-mi vă spun. Adică tu ai 2014-2020. 2014-2020. Tu n-ai cheltuit niciun bani până acum? Și ești totuși în 2018. Când mai cheltui tu? Treaba în scurt ca mult să nu se încadreze. Da, da, de ce nu dai drumul totuși la ăia care îi... Dă drumul la oamenii ăia care totuși... Vor să facă ceva. Vor să facă ceva. Au un proiect, au tot ce... Deci nici acum nu s-au făcut, s-au achestionat chestii de legal pe... Da, și numai mâine nu-i pe mine. Mai sunt subiecte? Dacă nu mai sunt subiecte, declar închisă ședința. Thank you.